timp de 4 zile pe drumurile publice din Sălaj, o echipă formată din polițiști de la serviciul rutier și reprezentanți ai Registrului Auto Român vor verifica starea tehnică a autovehiculelor. Direcția rutieră din cadrul IGPR și Regia Autonomă Registrul Auto Român organizează în perioada 17-19 octombrie 2016 o acțiune comună la nivel național, având ca scop reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecințe grave produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. Acțiunile de control în trafic vor viza sancționarea nerespectării normelor rutiere, urmând a fi verificate autovehiculele destinate transportului de marfă cu masa total maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, autovehicule cu capacitate de transport mai mică sau egală cu 8 plus 1 locuri și cele destinate transportului de persoane în regim de taxi.